Bună ziua, prieteni! Bine v-am găsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom povesti despre viața Sfinților șapte tineri din Efes, prăznuiți în data de 4 august. Sfinții șapte tineri din Efes sunt Maximilian, Exacustadian, Invlich, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin. Ei au fost ostași și au trăit în vremea împăratului Deciu, 249-251. Au refuzat să participe la un festival păgân și s-au rugat lui Dumnezeu ca toți creștinii care erau torturați din cauza credinței lor să fie mântuiți. Când au aflat că numele lor au fost citate, acuzator înaintea împăratului, ei s-au ascuns într-o peșteră. Aflând împăratul despre aceasta, a poruncit zidirea intrării în peșteră, ca aceștia să moară prin înfometare sau sufocare. Pentru ca faptele lor să fie ținute minte de cei ce vor urma, Teodor și Rufin, doi creștini, au scris pe două table de plumb viața lor și le-au pus lângă pietricelele ce astupau peștera. Dar Dumnezeu, prin purtarea sa de grijă, au adus somn asupra celor șapte tineri, care a durat 200 de ani. Amintim că în vremea împăratului Teodosie s-a evit o dispută despre învierea morților. Teodosie s-a rugat mult lui Dumnezeu să-i descopere adevărul și, ca răspuns, în timpul disputei, niște păstori au luat piatra cu care era zidită peștera pentru a face un zid de împrejmuire pentru staulul oilor. În acel moment, cei șapte tineri s-au trezit din somnul de sute de ani. Această minune a întărit credința oamenilor în înviere. Treziți din somn, Iamlich a mers în cetate să cumpere pâine cu bani din timpul domniei lui Deciu. Ajuns la intrarea în oraș, el rămase uimit pentru că a văzut semnul Sfintei Cruci la toate porțile și ușile. Era foarte dezorientat, căci nu mai cunoștea nici orașul. Când a dorit să cumpere pâine, vânzătorul, văzând banii, a crezut că acesta este posesorul unei comori, căci acei bani purtau chipul unui alt împărat. Invlich mărturisește de unde are banii și, ajunși la peșteră, au aflat plăcile de plumb cu istoria sfinților. Toți au recunoscut veridicitatea miracolului și au slăvit pe Dumnezeu. Auzind despre acestea, împăratul Teodosie a venit la Efes și, intrând în peșteră, s-a închinat acestor sfinți. După o săptămână de la minunata lor trezire, tinerii au adormit somnul morții celei firești într-o așteptare a învierii de obște. Împăratul Teodosie a dorit să ia și să așeze trupurile lor în racle de aur, însă tinerii s-au înfățișat în vis înaintea împăratului și i-au cerut să fie lăsați în peștera în care au adormit întâi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și în alte filmări.